văzut meciul în Lech Fasca, o echipă foarte bună în creștere. S-a văzut și din prima etapă, când a jucat cu Timișoara și a scăpat victoria pentru FCT, la fel ca și noi în meciul cu Dinamo și cred că o să fie un derby. Putem vorbi despre o favorită în condițiile care au fost atâtea surprize până acum, sau mai două etape? Nu cred că mai există vreo favorită în clipa de față. Jucătorii de la Faro s-au împărțit pe la toate lucrurile din țară și automat nivelul campionatului a crescut și se vede și în rezultate. Până anul trecut, Clujul nu reușea nici cum să o bată pe Steaua, am trecut să spară gheața, ar fi bine să se dubleze acest succes. Victoria de săptămâna trecută ne automat cred că ne obligă la un meci bun și pe final o victorie să terminăm. Steaua e puternică în față de sezonul trecut, cum ți se pare? Da, Steaua este o echipă foarte puternică. Cum am spus și mai devreme, au dovedit în meciurile trecute și o să avem multe furcă cu ei. Revii acasă în primul meci oficial, se mai pune problema sa emoții? Emoții întotdeauna am avut, la orice meci, și o să am, cred că, până după ce o să mă las de rugby. Emoțiile sunt, după punctul meu de vedere, un lucru pozitiv. Înseamnă că dorești să te autodepășești.